Avea o mică observație. Ludmila Ulițcaia reușește în romanele ei mari să aducă la viață personaje atât feminine, remarcabile, mari personaje. În cartea asta este o voce extraordinară, este vocea Norei, tânăra din zilele noastre. Acțiunea merge până în 2015, iar vocea ei, o voce puternică, o voce penetrantă, este cea care ne rămâne în urechi. Însă, în alte romane, romanele ei mari, Daniel Stein, traducător, sau al dumneavoastră, Sincer Juri, personajele care se impun sunt personaje masculine, care sunt de asemenea personaje puternice, acolo psihologie este surprinsă, remarcabil. Despre acest roman care în Rusia a luat premiul Balșaia Kniga și premiul cititorilor, l-am invitat să ne vorbească pe un îndrăgostit de literatura rusă, care este Cristian Petrășcon. Mulțumesc! Bună ziua!